Discuția s-a axat pe integrarea Serbiei în Uniunea Europeană, pe relațiile foarte bune pe care noi le avem ca state, pe colaborarea între cele două guverne ale României și Serbiei și, bineînțeles, pe decizia pe care am avut-o mai veche de a semna un memorandum de înțelegere între Parlamentul României, Camera Deputaților și Parlamentul Sârb, susținând pregătirea Parlamentului Sârb pentru momentul în care se deschid capitolele de negociere pentru aderarea la Uniunea Europeană. Să sperăm că sunt anul acesta. Eu urez succes doamnei Gojkovici și guvernului sârb și să pregătim toți parlamentarii ca să știe cum să poată să adapteze legislația foarte rapid la cerințele Uniunii Europene. Suntem prieteni, avem o relație foarte bună. Sperăm că această vizită să fie o relansare a dialogului la nivel parlamentar între cele două state. Ținta noastră fiind aceea ca mai devreme sau mai târziu toate statele din Balcanii de Vest să fie susținută cu experiența României în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Bineînțeles, am discutat și situația celor două minorități, minoritatea română din Serbia și minoritatea sârbă din România. Reprezentantul minorității sârbe care se află în Parlamentul României a fost de față și a discutat cu domnul prim-ministru Victor Ponta. Agenda a fost legată de angajamentul celor două parlamente, că împreună cu Parlamentul Bulgar să semnăm și un triunghi de înțelegere la nivelul celor trei parlamente, care să susțină partea guvernamentală a proiectelor pe care cei trei miniștri le-au stabilit. Cam acestea au fost informațiile mari. Mă bucur foarte mult că doamna Gojkovici a venit în România. Este un semn de întărire a relației între cele două parlamente și cred că împreună vom putea să ajutăm Parlamentul sârb să închidă capitolul de negociere și să-și adopte legislația și acquis-ul comunitar, astfel încât, într-o perioadă foarte scurtă de timp, Serbia să revină în marea familie europeană. Zahvaljujem. Îi mulțumesc domnului președinte pentru invitația adresată de a face o vizită bilaterală astăzi în România, iar cu acest prilej am avut drept scop îmbunătățirea relațiilor bilaterale între statele noastre, respectiv îmbunătățirea relațiilor de colaborare între parlamentele țărilor noastre. Dinamica întrevederilor între premierii celor două state este la un nivel foarte înalt. Noi am convenit astăzi să o sprijinim în calitatea noastră de reprezentanți ai celor două parlamente această activitate și sperăm ca cei doi premieri să aibă o întrevedere la fel de bogată, să aibă întrevederi la fel de bogată și în viitor. Suntem recunoscători României pentru sprijinul acordat spre calea europeană. Astăzi am avut discuții concrete cu privire la colaborarea noastră de viitor. Evident, în prezența domnului prim-ministru, am discutat despre o colaborare concretă pe care România o poate acorda Serbiei în acest moment, când se pregătește pentru deschiderea primelor capitole pe care trebuie să le negocieze pentru integrare în Uniunea Europeană. Am convenit că este necesar ca într-un viitor apropiat să semnăm un acord de colaborare bilaterală între Parlamentul României și Parlamentul Serbiei, în care să fie menționate capitolele la care vom colabora. În primul rând vom avea în vedere integrarea europeană. Evident că experiența României pe care a avut-o înainte de a deveni membră a Uniunii Europene ne va fi de mare folos. Evident, după cum vă spusese domnul președinte Zgonea, am discutat și despre activitatea grupului de la Craiova, înființat de cei trei premieri ai României, Serbiei și Bulgariei, care a fost înființat în urmă cu câteva săptămâni.
I uskoro će uslediti trilateralni sastanak između predsednika. Într-un viitor apropiat vom semna și noi un acord de colaborare între parlamentele celor trei state care se va referi la domeniile de activitate prevăzute în acordul de colaborare semnat de cei trei premieri la Craiova. Vă mulțumesc foarte mult și vă urez o zi plăcută. Da, zahvaljujem.